Fondul de garantare a asiguranților va primi cereri de deschidere a dosarelor de daună din partea persoanelor asigurate de compania Euroins, astfel începând de la data publicării deciziei autorității de supraveghere financiară în monitorul oficial, fondul de garantare poate primi cererile persoanelor care invocă un drept de creanță împotriva societății intrate în faliment. Totodată, cererea de deschidere a dosarului se completează în situația în care pentru un eveniment asigurat acoperit de o poliță de asigurare în vigoare nu a fost deschis un dosar de daună de către Euroins. De asemenea, fondul de garantare a va prelua evidențele complete la dosarelor de daună în termen de 30 de zile de la data retragerei autorizației de funcționare a societății.